Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Euronești și Consiliul Județean Iași au pierdut primul proces legat de investiția în Spitalul Mobil de la Lețcani. Procesul intentat de ADI Euronești contestă rezultatele unui control efectuat de Camera de Conturi în iulie 2020. La acea dată, inspectorii financiari au aplicat o amendă de 60.000 de lei și au stabilit un prejudiciu cer de 64,9 milioane de lei, reprezentând întreaga valoare a contractului de construire a Spitalului Mobil de la Lețcani, ridicat pentru pacienții COVID. Decizia tribunalului nu este încă definitivă. Curtea de conturi a spus că prejudiciul acolo este întreaga sumă. Au transmis, evident, după cum bine știți, și către instituțiile abilitate ale statului român să facă verificări, să dispună măsuri. Euronestul a contestat, iar instanța nu a făcut altceva decât să valideze în integralitatea sa raportul Curții de Conturi. Și eu, ca și dumneavoastră, ca toți ieșeni, avem obligația să știm ce s-a întâmplat la Lețcani și, evident, toți acești bani investiți din banii contribuabilului ieșean trebuie să recuperați. Eu sper să plătească în fața ieșenilor și, evident, banii să fie recuperați de la toți cei care au orchestrat această excrocherie ce s-a întâmplat la Lețcani. Liderul consilierilor județeni PSD Iași a precizat că acest proiect a fost exploatat politic și în special de reprezentanții PNL Iași. Totodată, acesta susține că decizia nu este una definitivă, fapt pentru care nu se pot face precizări concrete despre situația spitalului. Este adevărat că există o amendă dată pentru o serie de neconformități legate de implementarea acestui proiect. Neconformități care, înțeleg, în cea mai mare parte au fost remediate de către reprezentanții Asociației de Dezvoltare Euronest, cei care au răspuns în mod activ de implementarea acestui proiect. Înțeleg de asemenea că există o hotărâre care nu este definitivă și care vizează o contravenție dată pe ceea ce înseamnă implementarea acestui proiect. Eu cred că toate aceste aspecte vor fi lămurite și cred că n-ar trebui să facem dintr-un țânțar armăsar până la momentul la care lucrurile nu vor fi clare. Achiziționarea Spitalului Mobil de la Lețcani a fost inițiată de Consiliul Județean în primăvara anului 2020 în contextul pandemiei de coronavirus, noua unitate medicală asigurând 250 de paturi suplimentare, dintre care 100 pentru terapie intensivă. Fondurile necesare achiziției au fost asigurate în comun de Consiliul Județean Iași și autoritățile similare din județul Neamț.